Cătălin Țuțuian a devenit la doar 36 de ani președinte de club și antrenor care a scos cea mai mare performanță în motosportul românesc. Titlul de vicecampion european la karting cu pilotul Eric Enache în vârstă de 9 ani. Cei doi au ajuns alături de pilotul Mihai Rareș Muncean în studioul Hot News. Cătălin Țuțuian, înainte de 1989, veneau anumiți oameni de la Casa Pionierului, așa îi spunea pe vremea Răposatului, și ne întrebau ce fel de activități extrașcolare vrem să facem. Printre ele era și kartingul. Pasiunea voastră, meseria voastră, că ați dus-o dincolo de o simplă pasiune și de un simplu hobby. Cei mai mulți băieți alegeau evident kartingul, era o mare pasiune. Nu mai văd astfel de centre azi, nu mai văd să vină nimeni în școli să mai întrebe dacă vrei la karting. Cum ajung băieții la karting? În zilele acestea este foarte simplu. Avem o federație română de karting. Există cluburi private care sunt afiliate federației. Totul este online. Fiecare poate să vadă ce cluburi sunt, cum sunt. În momentul în care vrei să te apuci de karting, trebuie să faci o școală de pilotaj. Accesezi federația. În funcție de buget îți permiți o școală mai bună, mai puțin bună. Ce înseamnă în funcție de buget? Pentru că trăim în vremea în care asta e temelia. Și fiecare părinte se teme că sunt câteva sporturi în care trebuie să-ți duci copilul mai rar. Da, dar în momentul în care vrei să faci performant, nu neapărat trebuie să te gândești la costuri și mai ales pentru început, pentru inițiere. Cu cât investești în prima fază a carierei mai bine și mai mult, cu atât o să-ți fie mai ușor pași. De ce? Investești într-o școală mai profesionistă, nu ai anumite deformări care îți trebuie foarte mult timp să le scoți și totodată bani. Deci totul, până la urma urmei, cu cât deci investești... mai bine înveți decât să corijezi pe parcurs, mai să schimbi ceva. După ce ai făcut școala, ți-ai luat brevetul, exact. Ce faci? Ți-ai luat diploma, da, că ai absolvit școala de pilotaj. În funcție de ce vârstă ai, clasele diferă, karting se începe cu 5 ani, 4 ani, 4, 7 ani, 7, 9, 9, 12, 12, 15 și senioratul. Deci ai diferite clase în funcție de vârsta care o ai. După ce ai luat licența, clasa care unde te încadrezi, îți iei licența și te afiliezi unui club care oferă mai multe posibilități. Te ajută full-time, part-time, cum dorești, cu pilotaj, cu mecanică, cu tot ce trebuie și participă în cadrul campionatului național de karting. Eric, tu am înțeles că te-ai apucat de karting la 3 ani. Cum ai ajuns tu la karting așa? Păi tatăl meu mi-a cumpărat un kart și m-a lăsat să mă dau. Mi-a plăcut foarte mult și cam așa am ajuns. Te-ai dus la karting și ai început. Ai făcut, cum a zis Cătălin, ți-ai luat prima dată, ai făcut școala de pilotaj. A fost greu? Cum e să te duci și să faci școala asta de pilotaj așa? Este puțin greu pentru că este cum ar fi aproape prima oară când te dai și trebuie să te obișnuiești. Dar dacă te-ai mai dat de mai multe ori, va fi mai ușor. Și nu este foarte grea. Nu apare frica când te-ai urcat prima dată într-un kart și ai mers? Până te obișnuiești cu viteza și cu tot ce se întâmplă, nu e neapărat o frică, dar nu știi exact ce să faci și în ce momente și ai anumite rețineri. Când să frânezi, când să accelerezi, tot timpul te gândești ce trebuie să faci, nu este un instinct sau un obicei. Eu am crezut că prima dată copiii au contact cu o pistă de karting, cum se întâmplă în Herăstrău, pe pistele de karting obișnuite. Da, tu te referi pe pistele de karting de agrement. De agrement. Da, și e un pic diferit. Pasiunea. Da, un pic diferit. Depinde. Sunt oameni care vin din agrement spre motosport, spre performanțe, sau sunt oameni care vin de la început direct în campionat, care au cunoștințe, de exemplu,
În cazul lor, părinții lor au participat sportul ăsta, au făcut sport de performanță și au știut exact unde trebuie unde să vină. Exact. Exact. Unde să meargă. Tata lui Mihai a făcut karting, tata lui Eric a făcut karting și automobilist, campion național de raliuri, și atunci ei au știut exact unde se puncteze și unde trebuie să vină. Adică ei au urmărit de la început performanța. Performanțe pe care o aveți. Aveți rezultate mari, grozave, cum am pomenit și la începutul emisiunii tu. Ai fost multiplu campion național de karting și vicecampion european. Ai niște recorduri care au rămas acolo. Cât de greu e, ați fost anul trecut la campionatul mondial de karting, ați participat la toate etapele, nu? Da. Practic, stagiunea cu Eric am început-o acum 2 ani, unde am început și am făcut full sezon campionatul european. A fost cel mai tânăr participant în campionatul european. Câți ani ai avut, Eric? Nici nu ai avut 7 ani. 6 ani. La 6 ani a trebuit să facem o super licență, pentru că campionatul nu începea de la 7 ani. Și a trebuit să facem o super licență, cum ar veni, din nou o școală de pilotaj acreditată de campionatul european, în care am cerut voie să participăm în campionatul european. Eric a fost cel mai tânăr participant în campionatul european la vârsta de 6 ani. Deci am început de la început cu o performanță în a participa în campionat cu cel mai tânăr. Uite că după 3 ani de campionat, anul acesta am reușit vicecampion european de karting să scoate un rezultat istorie în motosportul românesc. Cum e să fii acolo pe pistă? Ce senzații vă încearcă când se dă startul, când plecați? Când se dă startul, ai un pic de emoție pentru că nu știi ce o să se întâmple. Dar imediat cum trece, începi să îți dispară emoțiile ușor, ușor. Și te concentrezi doar pe cursă. Mai vezi ceva în timpul cursei, în afară de pistă, mai auzi ceva, mai... Da, în fiecare tur trebuie să ne uităm la Cătălin, ne face semne, să ne apărăm, să tragem, să închidem trasele. Cătălin tot timpul ne spune ce să facem pe pistă și când, în timp ce ne dăm. Și tot timpul, în fiecare tur, știm unde stă și ne uităm la el să vedem ce semne face. Comunicăm. Comunicăm în timp real. Mai poți să mai pune semnele astea pe tipul vitezei, așa? Pun întotdeauna în locuri strategice la o anumite viraje unde viteza este mică și are timp să mă vadă, să înțeleagă semnul. Pentru că în momentul în care mergi în campionatul european, întotdeauna ai pe pistă, în jurul tău, tu ești întotdeauna cu 33 de piloți pe pistă, întotdeauna. Pe o pistă de karting care diferă ca lungime de la 1 km 200 la 1 km 700, nu ai voie să fii mai mult de 34 pe piste. Atunci dacă sunt înscriși la start 100, dar se fac grupe. Primii 34 e grupa A, grupa B, următoarea 34. Și atunci întotdeauna tu trebuie să fii foarte atent. Este foarte dificil să mergi tare în condițiile în care tu mai ești cu 33 de piloți pe circuit. La fel cum părinții voștri au practicat sportul ăsta, bănuiesc că mulți dintre colegii voștri au și părinți celebri, nu? Aveți un coleg al cărui tată să fie celebr în circuit, să fi făcut automobilism, karting? Eric poate răspunde la întrebarea asta. Am fiul lui Alexander Wurz, care a fost în Formula 1. 10 ani în Formula 1, un dublu câștigător la Le Mans. Și mai important decât asta, am terminat unde, Eric? Am terminat în fața lui. În ai campionat, pe tot campionatul. Lui. În tot campionatul ai terminat în fața lui. Ai vorbit cu Alex Wurz, ai făcut o poză cu el acolo? Ți-a zis ceva? Nu, n-am făcut poză cu el. Nu l-a lăsat, Eric. A zis că nu vrea să facă o poză. N-ai vrut, ai zis. Mai târziu cu autografele. Da. Nu la început. Anul trecut, la etapa de campionat mondial, au fost... Cine au mai fost, Eric? Au fost copii aproape 4-5 piloți din Formula 1. Cine a fost, Eric? Că tu știi cel mai bine. A fost Barrichello. Cu băiatul lui. Cu băieții lui. Fitipaldi cu... La fel. A mai fost...
dacă nu mă înșel, Montoya, deci, și Häkkinen. Vă considerați un pic norocoși că ați ajuns aici? Vă dați seama, noi ne uitam la Formula 1 la televizor și nu ne imaginam că o să ajungem vreodată să-i cunoaștem pe zeiești automobilismului așa. Uite, voi sunteți cu ei acolo pe pistă, îi vedeți în mediul lor natural, să spun așa. Vă simțiți norocoși? Normal, participăm alături de ei, vedem prin paddock, nu se comportă normal ca orice persoană normală și ei au probleme și ei trec peste și ei lucrează alături de noi, montează gumele alături de noi, este o atmosferă foarte plăcută. Cine e cel mai prietenos dintre, așa, dintre cei mari pe care i-ați cunoscut sau nu e? Fittipaldi. Fittipaldi e cel mai prietenos. La care e întâmplarea haioasă care v-a rămas cel mai mult în minte fiecăruia? Haioase nu prea sunt. Nu prea sunt. Nu prea sunt. Întâmplări care nu le uităm sunt întâmplări ieșite din decor. În cazul lor, răsturnări. Poate povesti de chestia asta. Deci ați avut și așa ceva, răsturnări? Da. Și cum a fost? Păi, eu când m-am răsturnat am închis ochii din ei, știu pe unde am fost, pe unde am zburat, pe unde am aterizat. Te-ai speriat? Ai avut trebuie să spui și viteza în momentul în care ai început să te răstorni. Cât ai avut la ora? Trebuie să spui și viteza. Păi atunci eram la o clasă mai mică. La promă și era viteza limitată la 60 de km la oră. Da, la 60. Și a început să se răstoarne cu cartul, a lovit în plin 60 de km la oră un alt cart oprit și s-a răsturnat, a zburat vreo 15 metri în aer. Cred că tatăl tău a fost cu inima. Mai mult cum să sară gardul sau cum să rupă. Așa a vrut să facă, să sară gardul. Păi, de exemplu, Cătălin a pierdut amândouă telefoanele și pantofii și o șosetă. Și o șosetă, că n-a vrut să sară să vadă. Păi nu, am sărit, noi eram mecanici, stăm într-o zonă mai specială, zona de mecanici, de antrenori. Și tu n-ai acces full peste tot la pistă. Și ca să ajung la el în momentul incidentului, era antrenament liber, nu era în timpul competiției, era vinerea sau joia, a trebuit să sar niște garduri de 2 metri și mi-au rămas Adidas și acolo am fugit, repede să ajung la el. Imediat trebuie să ajungi la el. Prima problemă și singura problemă a fost, nu că ni s-a întâmplat ceva sau a pățit el ceva, problema a fost, Eric mi-a zis, singura mea problemă este că s-a stricat cartea, nu avem cu ce să ne dăm mai departe. Restul n-a fost nicio problemă. N-ai avut nici un pic de emoție când te-ai urcat din nou să conduci? Nu te-a afectat accidentul? Nu, chiar deloc. Tu ce ai avut? Ce moment ai avut așa care ți-a rămas? Am avut și eu destule incidente. Acum recent am avut o răsturnare. A fost la o pistă din Italia unde m-am răsturnat și pe moment nu am realizat ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama că m-am răsturnat și după aia, când am fost la pământ, am ridicat cardul de pe mine și am fugit la postul de siguranță. Până atunci Cătălin din nou a venit blană până la mine, nu s-a uitat în spate. A fost ok, am refăcut cardul și am intrat din nou în pistă în seara aceea. Nu a fost nicio problemă. Numai cardul, bineînțeles, că s-a stricat. Deci niște curajos și așa, nu aveți frică, vă urcați din nou. Uite, așa mă explic de ce cum se formează mentalitatea asta. Da, mentalitatea de câștigător. Normal și ideea e foarte simplă, am plecat să facem treabă, nu să fim plecați de acasă. Ce modele aveți așa, indiferent de la Formula 1, la automobilism, aveți vreun model, cineva care vă impresionează prin felul de a conduce, vă asemănați cu cineva, cu stilul de pilotaj, credeți? Cu stilul de pilotaj nu prea cred că ne asemănăm, dar mie îmi place foarte mult de Sebastian Vettel. Ție îți place Vettel? Iar mie îmi place colegului de echipă Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Îmi place personalitatea lui numai pe pistă și în afara pistei, are o atitudine unică, să zic, în paddock. Cum mai descriu-o fiind o atitudine unică? O atitudine rece, dar totuși comunică foarte bine cu echipa și știe să seteze mașina foarte bine și este un pilot complet. Am înțeles. Ce înseamnă o echipă de karting? E foarte simplu. Depinde ce dorești să faci. Dacă dorești să faci campionatul național de karting, ai nevoie de două motoare pentru fiecare clasă, un șasiu și piese de rezervă. Sunt anumite costuri. Dorești să participi în campionatul european, având în vedere că sunt mult mai mulți piloți pe pistă, este șansa să ai incidente.
Eu numesc incidente, nu sunt accidente. În momentul în care mergi pe pistă și tu trebuie să mergi blană, nu sunt accidente, sunt incidente. Ai nevoie de 3 motoare, ai nevoie de 2 șasii și de piese de rezervă. Este exemplu, 100% suntem noi un exemplu în momentul de față în care echipe din cadrul campionatului european, care sunt echipe, doresc să colaboreze cu mine, echipe cu buget mult mai mare decât bugetul meu, da? Care au deja tot acest pachet financiar sau tot acest pachet mecanic, nu sunt în stare să facă performanță pentru că nu ai punctat o chestie foarte bună. Ca să faci performanță în lumea motorsportului trebuie să fii foarte precis și foarte corect și totodată și pe pilotaj. Mulți au diferite stiluri, sunt foarte multe stiluri de pilotaj. Eu merg pe un stil care l-am învățat la școala de pilotaj în Franța, unde am fost, unde am un stil de pilotaj și implementez un stil de pilotaj foarte precis, foarte corect și foarte performant. Asta mă ajută foarte mult în uzura pneurilor, în stilul de pilotaj al lor, afectează foarte mult performanța pe termen lung. Trebuie să înțelegi că sunt foarte puțini oameni care știu să învârtă șuruburile necesare, să facă un kart sau o mașină să fie performantă. Și performantă nu pe linie dreaptă, ci pe viteză de viraj. Eu, pentru mine și pentru ei, cel mai important lucru este numărul 1. Pe viraje și da, pe numărul 1 este întotdeauna pilotajul, numărul 2 este kartul să fie sau mașina să fie setată pe cea mai mare viteză de viraj, nu viteză de linie dreaptă. Ce presupune un buget? Dă-ne o cifră. Știu că nu asta ar trebui să fie, să ne intereseze cel mai mult, dar cu siguranță cei care se uită se gândesc dacă îmi duc copilul într-o astfel de... Păi, bugetele de diferă meseria la fiecare clasă în parte. În cazul lui Eric, de la, cu vârste între 7 și 12 ani, e un buget mai mic decât la Mihai, unde de la 12 la 15 ani junioratul e un pic diferit, carturile sunt mai mari, motoarele sunt ale tale. În campionatul european unde participă Eric la clasa lui, ai nevoie doar de un singur motor de antrenament, în care tu îți faci antrenamentele de luni până vineri. Da? Vineri după masă, după ce te-ai înscris, organizatorul îți pune la dispoziție motorul de concurs care este tras la sorți. În baza înscrierii, tu ai o anumită sumă care plătești chirie motorului cu care tu participi la etapa respectivă. La fiecare etapă participi cu motorul lor. Asta înseamnă șanse egale pentru toată lumea, înseamnă riscuri minime de furt. Motoarele sunt ale lor, sunt sigilate, nu ai voie să umbli la ele. Evident, dacă umblat, ești descalificat, se taie licența, nu mai ai dreptul să participi. Și bugetul pentru Eric este undeva, aici depinde. Dacă este primul an, tu poți să ai și buget de 200.000 de euro. Tu nu poți să faci performanță. Nu cunoști pista, nu cunoști setările, nu cunoști nimic. Cum a fost cazul nostru? Noi ne-am dus în primul an, nu am, oricât am vrut noi să investim, oricâte chestii materiale, factorul material am cumpărat, noi nu am putut să-l ajutăm pe el pentru că el nu a fost la nivelul în care era materialul nostru. A trebuit să așteptăm 2 ani de zile ca el să crească, da, în putere, în putere fizică, în putere mentală, încât să meargă și să facă ce spunem noi. Și atunci este lejer la început. Nu ai nevoie de foarte mulți bani. Poți să faci cu 30.000 de euro campionatul european, care înseamnă 6 etape plus teste, da? Și să vii la sfârșitul anului, noi cred că în primul an, pe când am terminat, Eric? În primul an, cred că am terminat pe 19. 19? Deci am venit cu un buget minim și cred că unul dintre cele mai mici bugete din... Deci am vorbit de un buget de 30.000 da, minim pentru un campionat european. Da. Nu mai vorbim de cel național, unde bănesc că da, costurile sunt mult mai da, mici. Și bugetele se duc până în peste 200.000. 200.000, dar degeaba. Sunt oameni care, de exemplu, Oscar Wurz, cu care ne-am bătut noi, care este băiatul lui Alexander Wurz, a avut buget de 200.000 de euro și a terminat după noi.
Noi am terminat pe locul 2 și suntem vicecampioni europeni și este pe locul 3. Deci până la urma urmei te ajută până la un punct bugetul. Mult mai mult înseamnă factorul uman. Și aici este ideea mea unde îmi doresc să cresc piloți și să fac oameni competitivi și nu prin chestii materiale să ieșim în față. Bun, după ce o să mergeți, o evoluați, creșteți la karting, care e țelul vostru? Care e pasul următor? Pasul următor ar fi să mergem în formule. Prima formulă ar fi formula Renault. După aia treci la formula 3, formula 2 și formula 1. Sau dacă ești bun din formula 3 sau 2, te duci direct în formula 1. Deci, visul e formula 1, nu? Da. Nu să mai stați încă 20 de ani în karting la senior, nu? Pentru că putem spune senioratul, seniorat până la atunci bătrâneți, da, dacă clar, ești pasionat. La prima etapă întotdeauna în campionatul mondial, e un campionat mondial de karting, World Series Karting, așa se numește, în prima etapă este întotdeauna în 20 ianuarie. La prima etapă întotdeauna îi vezi pe cei din Formula 1 prezenți la start. Vin și se antrenează cu noi, și Mihai și Eric au poze cu Hamilton, cu Rosberg, cu toată lumea, unde vin și concurează la seniorat și se antrenează și merg cot la cot cu toată lumea. Cătălin, te-aș întreba înainte de încheiere așa, tu ai fost la rândul tău în Formula Renault, după ce ai fost deschizător de drumuri. Au mai apărut români care au ajuns la un nivel înalt și amintesc pe Marinescu doar. Ce se întâmplă? Unde ne blocăm? Unde ne ducem? Să se iată, aproape toate sporturile românii evoluează extraordinar pe perioada de juniorat și apoi undeva se întâmplă ceva în perioada de maturitate. E vorba doar de factorul financiar sau se întâmplă, e vorba de mai mult la mijloc? Este vorba de, e un pic mai complexă problema. În momentul de față, lumea mereu mă întreabă când o să avem primul român în Formula 1. Și am spus mereu, România nu este pregătită din niciun punct de vedere să aibă un pilot de Formula 1. Nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere publicitate, mass media și așa mai departe. Ca să devii foarte bun în motorsport, îți trebuie kilometri de pistă. Am făcut un progres foarte mare în ultimii ani, în care am construit niște piste mari, da, unde ne putem antrena și nu mai avem nevoie să mergem la mii de kilometri distanță și să ne antrenăm. Tu nu poți să devii bun dacă nu te antrenezi. E foarte simplu. Sport. E foarte simplu. Eu am devenit bun că am plecat din țară în 99 și am fost cooptat și mi-am câștigat locul pe drept la Le Mans și am fost și m-am antrenat zi de zi la Le Mans. Dar dacă eu nu aveam posibilitatea asta și nu câștigam locul ăsta, rămâneam în continuare în România și nu puteam să mă antrenez, nu puteam să devin performant sau să fac performanță dacă nu mă antrenam. Noi ne blocăm și din cauza oamenilor, că nu avem oamenii necesari pe lângă noi. Acum am o întrebare foarte simplă. Câți jurnaliști români sunt la fiecare etapă de Formula 1? Câți jurnaliști români sunt prezenți la o etapă de MotoGP? Zero. Sau poate 1, 2. Și atunci noi nu avem susținere. Crezi că a scăzut inclusiv interesul față de Formula 1, de motociclism? O țin minte că în anii 90, chiar și eu care nu sunt deloc un tip pasionat de mașini, doar de fenomen în sine, da, urmăream, de-abia așteptam să înceapă cursa aia duminica. Le știam și numărul la pantofi fiecărui pilot și așa mai departe. Fiind nepasionat. Și aveam, da, oameni care mergeau acolo, transmiteau. Exact. Ce s-a întâmplat între... Formula 1, nu este părerea mea, este părerea tuturor și este o statistică. Formula 1 a devenit un sport greuț sau o ramură a sportului, a motorsportului, care minimalizează șansele omului foarte mult.
Adică, în momentul de față, factorul uman în Formula 1 poate reprezenta 15%, 20% maxim, dintre care 60% e factor electronic, 20% factor mecanic. Tu, ca om, nu mai poți să faci diferența. Îți aduci bine aminte sau oricine. Ne uităm la o cursă în anii 90 până în anii 95, unde omul încă putea să facă diferența. Oameni ca Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, oamenii erau, șansele erau mult mai egale. Mult, mult, mult mai egale, da? Mașina era 50%, omul era 50%, sau era 60% mașina, 40% omul. Și omul încă putea să facă diferența, da? Dar asta nu înseamnă că este o stopare, da? Motorsportul înseamnă, are multe ramuri, înseamnă campionatul mondial de raliuri, VRC, înseamnă campionatul mondial de turisme și așa mai departe. Nu este neapărat un target să ajungi în Formula 1 și sunt mulți piloți, inclusiv în campionatul european și mondial, care spun, nu neapărat muncesc să devin pilot ca să ajung în Formula 1. Pentru că nu-și dorește nimeni să ajungă în Formula 1 și să ajungă la o echipă care nu are potențial să câștige, gen, nu știu, Haas. Haas nu a câștigat nicio etapă și nu o să câștige niciodată. Pentru că este o echipă satelită a lui Ferrari și nu poate să câștige niciodată etapă. Da? Sunt mulți piloți care merg în campionate de turisme, în campionate de sport prototip, unde șansele sunt mult mai egale și poți să ieși în față. Da? Motociclismul, din punctul meu de vedere, a avut foarte mult și a câștigat și a câștigat teren față de Formula 1 pentru că în continuare au rămas șansele mai mari decât în Formula 1 și acolo factorul material este influențat. Ne uităm la Rossi, unde știm toată și lumea. Și un Valentino Rossi. Da, știm toată lumea. Rossi merge și dacă dai o motocicletă care merge, el chiar merge. Acum 2 ani, când avea încă motocicleta, era potentă, da, câștiga etapă, fără niciun fel de problemă. Anul acesta, motocicleta nu este ce trebuie, nu câștigă. Adică factorul material și acolo este destul de mare, dar nu atât de mare ca și la Formula 1. De aceea, Forumul Internațional de Automobilist a început cu tot felul de reglementări în care se dorește, și se începe cu cei mici, se dorește să scoate la iveală piloți și le dă tuturor, în baza unui închirier, da, motoarele și motoare egale. Egale. Exact. Pentru șanse. Pe viitor, clar, este o chestie grea și urâtă pentru sport, pentru că noi Formula 1 a scăzut. Dar sunt convins că sunt luate măsuri, măsurile nu se schimbă peste noapte și trebuie ceva timp și se va reveni la o egalitate și șanse mult mai mari. Ce faceți acum? Plecați mâine păi, la... Păi până acum anul acesta ce am făcut? Am avut aproape cursă după cursă, o săptămână din două eram pe acasă și începem din nou în forță. Avem campionatul mondial weekendul viitor și plecăm la teste de sâmbătă începând. Deci, practic, anul acesta am participat la 6 etape de campionat european. Am terminat campionatul european. Mihai a terminat pe locul 8 în campionatul european. Eric a terminat pe 2 în campionatul european. Iar acum mergem la finala mondială de karting rock în Italia, la Lonato.